evening, ladies and gentlemen, și bine v-am găsit aici, în Cușca, Las Vegas, pentru cea de-a șasea ediție de Next Fighter. Are you ready? Introducing first, către colțul albastru, el vine din București, el este prezentator de jocuri online. Aplauze pentru Ionuț Călin! Am menționat în clipul de prezentare, are 24 de ani, 1,87 m și este pregătit să intre în Cușcă. Da, are, este destul de înalt, ambii sunt înalți. Acum, prezentator de jocuri online, trebuie să vedem cam în ce variantă prezintă. Dar de data asta văd că are un adversar tot din domeniu. Se pare că ai stiliștii la noi vor să lupte. Și acum, ladies and gentlemen, aș dori să-l chem pe adversarul său către colțul roșu. Are you ready? El vine din Germania și este air stylist. Aplauze pentru Mihai Găvan! Tony! Adversarul său, Mihai Găvan, vine din Germania, este hairstylist în vârstă de 22 de ani și are 1,83 m. La fel cum a zis și colegul meu Ionuț Atodire, să-i puțin mai devreme apropiați de înălțime, să vedem cum se vor descurca în Cușcă în acest Next Fighter cu numărul 6. Dacă nu mă înșel, este la 5-lea hairstylist din care avem, da, un Next Fighter. E, se pare că avem niște frizeri, sau cum se zice, care doresc să lupte. Deci da, a fost Alex, a mai fost, țin minte că a fost foarte mulți hairstyliști. Am avut odată doi hairstyliști într-o gală, unul chiar care deținea frizeria. All right, ladies and gentlemen, presenting the blue corner. În colțul albastru, vârstă 24 de ani, 1,87 m. Prezentator de jocuri online, el vine din București. Aplauze pentru Ionuț Călin! În colțul roșu, 22 de ani, 1,83 m. El este hairstylist, vine din Germania. Aplauze pentru Mihai Găba! Doamnelor și domnilor, vor fi 3 runde a 3 minute fiecare. Arbitru de ring, Yamato Zaharia. La mijloc. Nu, că l-am dat pe... Vi s-a spus regulamentul, nu vă băgați degetele în ochi, nu vă prindeți de gardul cuștii, bateți palma dacă vreți. Distrați-vă. Tempo! Luptă! Arbitru... Albastru, Mihai Găvan, colțul roșu, arbitru Yamato Zaharia, o luptură de frontal administrată de către... Se pare că Mihai intră mai tare luptă, e mai hotărât și mai decis să... Îl văd mai motivat pe Mihai Găvan. Wow! A conectat acel croșet! Se pare că arbitru a oprit lupta. Da. Și
câștigător Ionuț Călin, da, a trimis la podea. Arbitru Iamatoro Zaharian încerca să intre între cei doi. Important este că rolul nostru este să-i protejăm pe cei care vin. Clar, se vede foarte clar că au avut cel puțin două sau trei lovituri care au conectat foarte atent, foarte bine și efectiv l-au dus la sol. Trebuie să înțeleagă că a fost trimis la sol de în lovitură. Ionuț Călin era peste el, începea să-l încarce cu acele lovituri și Amato Zahare a intervenit la deci timp să se vede acum lupta. Preluare, deci acum vine la prima lovitură, se vede foarte clar cum cade, urmează așa două care tot din lovitură și nu avea niciun sens să continue pentru că putea să aibă o accidentare mult mai gravă. Exact. Daniela, cum stăm cu chat-ul? Să știți că chat-ul meu aici era de partea lui Mihai. Majoritatea îl dădeau câștigător pe concurentul din colțul roșu, dar iată că se mai întâmplă și surprize. Părerea mea e că au intrat în forță amândoi în foarte cușcă. Foarte puternic acel croșeu, da, în barba uite, și acolo nu mai țineau picioarele pe... Dar dorința este mare și cu siguranță. Câștigător pentru knockout în prima rundă, aplauze pentru colțul albastru, Ionuț urmează un interviu câștigătorului de către Simona Hapciuc. Bring it on! Bună seara tuturor! Vreau să spun și eu și în special câștigătorului și vreau să vă văd cu un rând de aplauze. Haideți toată lumea, fiindcă băieții ăștia au trecut peste emoții, au trecut peste zile grele pentru a ajunge aici, în cușca de la Ericsef. Felicitări, Ionuț! Cum te simți ca un campion aici, în cușca noastră? Mulțumesc, Simona! Mă simt foarte emoționat și vreau să mulțumesc tuturor colegilor mei de la Super Combat Academy, George, Marian Cebuc și tuturor colegilor de la Super Combat Academy, familiei mele, prietenilor care m-au susținut. Și cam atât am de spus. Am văzut majoritatea oamenilor din online erau de partea lui Mihai, fiindcă tu, în majoritatea intervențiilor tale, ai fost destul de retras și păreai așa, păreai mai timid, păreai puțin neîncrezător în tine. A fost acesta, cum să zic eu, un punct pe care ai vrut să, peste care ai vrut să treci, să le dovedești tuturor că aparențele înșală? Probabil da. Nu vorbesc foarte mult, eu mai mult fac, să zic așa. Cum ți s-a părut adversarul tău? Bine, meciul dintre voi s-a terminat în doar câteva secunde, dar cum ți s-a părut adversarul tău? Și eu sunt curioasă dacă ar vrea o revanșă, dacă tu ai vrea să-i oferi, fiindcă l-am văzut foarte supărat. Sigur, de ce nu? Îi pot oferi o revanșă oricând dorește el. Mi s-a părut destul de antrenat, poate chiar mai antrenat ca mine și mult mai furios ca mine, din poze și din fotografii, dar uneori aparențele înșală. Dacă a fost atunci mai antrenat și mai furios decât tine, spune-mi ce crezi că te-a făcut pe tine să câștigi? Voința, dorința și antrenamentele zilnice, chiar de două ori pe zi, unele, și cam atât. Care a fost cel mai important sfat pe care tu simți că l-ai primit de la antrenorul tău până să intri în cușcă? Fii câine, pe ei și fii câine! Felicitări, Ionuț, pe el ai fost și tu. Și acestea fiind spuse, eu dau legătura acum înapoi colegilor mei.